Buonasera. Bună seara, bine v-am regăsit. Hai să vedem cât să ne strângem pe acest live. Da, te salut, Daniel. Nu știu ce faci tu pe live-ul ăsta. Bună seara, Monica. Bine, bine, Daniel, dacă spui că ești curios. Ești binevenit. Așteptăm să mai intre lumea, după care o să începem să discutăm. Fiind primul live din seria aceasta, legată de bacalaureat, de materia de bacalaureat. Astăzi vreau să discutăm câteva lucruri, câteva aspecte generale, așa că o să primesc răspunsuri de la voi, la care o să încerc să răspund. Întrebări legate de examen, de structură, anumite cerințe. Așa. Bun. Întrebări, sper eu, relevante, da? Ștefan, hai să vedem câtă lume s-a strâns aici. Bun. Așa e, așa e, irelevant cine câștigă. Bun, hai să vedem cine are întrebări legate de acest examen. Să mi le adreseze. Văd că ne-am strâns 20 de persoane. Poate mai vin. Și eventual să stabilim cum o să procedăm de acum, pentru că cu cei de clasa 8 am stabilit că o să parcurgem teste de antrenament. Cred că și la BAC putem să facem asta. Dar am nevoie de feedback-ul vostru înainte de a lua o asemenea decizie.
E pentru început să vedem încet câți dintre voi sunteți în clasa 12 și veți avea bacalaureatul, pentru că nu știu cine este și cine nu este în această întâlnire. Poate majoritatea sunt de clasa 8-a. Deci care dintre voi sunt în clasa 12 și au examenul de bacalaureat? Răspundeți pe chat, scurt. Să vă văd, să știu cu cine stau de vorbă. Așa. Bun. Am înțeles. Până acum avem patru persoane aici. Așa. În ce sens coordonați elevi de clasa 12? Sunteți profesoară? Ana Maria. Am înțeles, am înțeles. O să abordăm și subiecte, doar că să fie mai multă lume aici ca să putem să discutăm, să am și eu un pic de feedback aici. Fiind prima întâlnire, am zis să stăm de vorbă astăzi mai mult, după care o să parcurgem testele de antrenament, că avem destule la bac. Bună seara, Madalin. Salutare, George! Așa. Ia uite, păi ce să fac? Am organizat un live pentru elevii de clasa 12, să vorbim despre bacalaureat. Și aștept întrebări de la voi. Hai să vedem ce curiozități aveți legat de acest examen. Bună seara! Așa, Dinu Cosmin. Foarte bine, foarte bună decizie. Păi vă așteptăm cu drag și în live-urile noastre. La 29 de ani. Super! Super. Niciodată nu e prea târziu, să știți. Așa, Pilat, dacă este în programă, nu este autor canonic Pilat, dar tradiționalismul este între subiecte, deci curentul în sine. Acum că mergeți pe poezia lui Pilat sau pe alt autor, cum de exemplu este Nechifor Crainic sau Vasile Voiculescu, nu contează, dar trebuie să aveți pregătită o poezie tradiționalistă și pentru bac.
Deci el în sine nu este obligatoriu, dar curentul va fi. Bun. Imediat vă spun ceva și despre ion. Așa. Bun, așteptăm oricum și niște simulare anul ăsta, pentru că încă nu avem nimic clar și în mod normal ar trebui să se dea și astfel de simulări. Cel mai probabil stabilite la nivelul școlilor voastre sau la nivelul județelor, pentru că, nu știu, ceva la nivel național, nu știu dacă o să se organizeze. Ar fi bine, ne-ar prinde bine, măcar așa ne vom face o idee despre cum ne situăm, nu? Pe unde suntem, în funcție de ce notă luăm la simulare, putem să măcar vom ști ce mai avem de pregătit. Așa, operele care s-au scos din programă. Da, am postat și un video pe acest canal. Dacă l-ați văzut, știți, sau cel puțin dacă ați discutat cu ai voștri profesori, anul acesta, cum am avut și anul trecut, sigur, nu avem autori post-bellici. Da? Deci, vom avea până la interbelic tot ce trebuie pregătit. Nu avem Nichita Stănescu, nu avem Marin Preda, nu avem Marin Sorescu și sigur nici alți autori postbelici. Pe acestea nu-i vom avea la examen. Și totodată nici Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu, da, nu trebuie pregătiți acești autori. Autorii canonici de anul acesta sunt, începând de la cei patru mari clasici, da, Eminescu, Creangă, Slavici și Caragiale, apoi Bacovia, Arghezi, Blaga, Barbu, în ceea ce privește poezia. Și în ceea ce privește proza, îl avem pe Perebreanu, pe Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, George Călinescu. Cam ăștia ar fi autorii ce ne interesează pe noi. Și pregătită sigur o operă pentru fiecare. Să nu uităm și curentele, dar trebuie să avem ceva pregătit și pentru Pașoptiți, de exemplu, chiar dacă, de exemplu, Costache Negruții nu este un autor canonic, ni se cere pașoptismul, majoritatea studiați Alexandru Lăpușneanul. Acum, șansele ca pașoptismul să pice la Bac sunt destul de mici, dar nu imposibile. Așa că e bine să luați în calcul și asta. Și cum m-ați întrebat de asemenea despre Ion Pilat, da? Nici Pilat nu este canonic, însă există șanse să vi se ceară poezia tradiționalistă. Mici, cei drept, dar există. Deci avem câțiva autori și câteva curente pe care trebuie să le pregătim. Nu foarte multe, dar mă, nu știu în ce măsură ați apucat să vă citiți textele, nu știu în ce măsură sunteți la zi cu lectura, dar sfatul meu e să încercați să le aveți citite pe toate pentru bacalaureat. De asemenea, știți foarte bine care sunt cerințele cu care vă întâlniți la subiectul al treilea. Avem așa. Avem mai multe posibilități. Dacă avem poezie, particularitățile de construcție ale textului respectiv, unde trebuie să vorbim, sigur, să contextualizăm. Să vorbim câte puțin despre curent, despre autor, despre trăsăturile acestui curent. După care, câteva elemente importante, temă, titlu, da? Viziunea autorului,
Și mai apoi sunt elemente de conținut pe care trebuie să le analizăm, motive literare, tot ce înseamnă elemente de construcție ale textului. Și sigur, putem să vorbim aici despre figuri de stil, fiindcă avem text în versuri. Ideea este că nu ne limităm niciodată la doar 400 de cuvinte, cum ni se cere, ci de obicei depășim un picuț. Iar dacă vorbim despre proză, avem mai multe posibilități, particularități de construcție a textului, pe de o parte, pe de altă parte, caracterizare de personaj sau relația dintre două personaje. Mai relația dintre două personaje, mai mult am întâlnit-o la filologie decât la real. Dar asta nu înseamnă că e imposibil. Așa, bun. Ne puteți îndruma cum să obținem toate punctele la subiectul 1. Sigur, putem să discutăm și despre subiectul 1. Păi, din ce se compune subiectul 1? Hai să luăm concret o cerință, un test de antrenament și să discutăm pe baza lui. Uite, testul de antrenament 1. Bacalaureat. Teste pentru bacalaureat. Imediat îl deschidem și discutăm concret cu testul în față. Așa, cred că prin 22 februarie s-a dat anul trecut primul test de antrenament, că și noi le-am parcurs pe canalul ăsta, am încercat să le rezolvăm. Sigur, am încercat să vă venim în ajutor și anul ăsta probabil că o să facem asta, pentru că urmărim îndeaproape tot ce înseamnă examene naționale. Tocmai ca să putem să venim cu opinii legate de ce se dă, ce se poate da, la cum se schimbă lucrurile în sistemul ăsta și observați și voi, e destul de contraintuitiv totul. Măcar știm care e programa pentru examen pentru anul ăsta și de aici încolo cred că mai trebuie să fim și norocoși. Da, uite, spune Monica că la Iași se dau simulările la sfârșitul lunii acestea. Am văzut și eu ceva similar legat de Brăila astăzi. Păi sunt lucruri, sunt chestiuni care se iau la decizia școlii. Da? Se pot decide la nivelul școlii. Astfel de simulări. Simulări care vor fi probabil corectate de profesorul de la clasă sau de alți profesori din incinta școlii. Care e ideea acestei simulări? Să-ți faci o impresie despre cum te descurci, unde te plasezi în momentul respectiv. Deci, dacă se iau la nivelul județului, atunci școlile din județul respectiv vor da simulări. Bun. La subiectul al doilea, da, imediat o să-ți răspund, dar prima dată să vorbim despre subiectul 1. Pentru că vreau să epuizez acest subiect 1 prima dată. Deci veți avea un text suport, evident, un fragment de text non-literar. Și prima cerință este indicarea sensului unei secvențe. Deci asta deja cred că toată lumea știe. Avem un text și trebuie să identificăm o bucățică acolo, să precizăm care este sensul într-un context dat. Deci să se potrivească neapărat în fragmentul nostru. Asta e tot. Ăsta ar fi exercițiul 1. Apoi mai avem vreo două exerciții, 2 și 3, tot așa legate de text. Da, sunt câteva informații pe care le găsești în text. Trebuie să citești cu atenție și să vezi unde găsești aceste informații.
Da, la 4 trebuie să explicăm ceva de obicei. Deci tot o întrebare pe text. Motivul pentru care se întâmplă un anumit lucru. Trebuie să venim cu un răspuns un pic mai dezvoltat, dar nu e nici aici complicat. Așa, la 5, o prezentare 30-50 de cuvinte, da, despre concepția autorului asupra ceva. Deci sunt chestiuni care țin strict de text. Nu trebuie să te pregătești în niciun fel pentru ele. Acum sigur că se vor puncta răspunsurile pertinente, se vor puncta răspunsurile care au un limbaj adecvat la nivelul clasei a 12-a. Deci există și aici niște pretenții, ca să zic așa. Încercați să nu vă lungiți prea mult, dar nici să nu veniți cu niște răspunsuri mult prea compacte, mult prea simpliste. Și sigur, urmează partea a doua, partea B. Aici aș putea să adaug că, fiind un text narrativ, vi se cere să redactați un eseu argumentativ, pardon. Vi se cere să realizați un eseu argumentativ și, sigur, vi se dă o temă. Acum, voi trebuie să vă alegeți de la început dacă sunteți sau nu sunteți de acord cu acea premisă. Da? Realizați un eseu argumentativ, de exemplu, care să argumentezi, cum avem aici, dacă un loc vizitat poate sau nu să schimbe starea emoțională a călătorului, raportându-te atât la fragmentul extras din textul suport, cât și la experiența personală și sau culturală. Bun, ce înseamnă asta? Fiind un text argumentativ, fiind un eseu argumentativ, voi avea obligatoriu minimum două argumente. Deci avem o structură tipică pe care trebuie să o respectăm. Avem o parte de introducere, unde avem o teză și o ipoteză. Teza trebuie să fie o afirmație cu caracter general pe tema dată. Da? De exemplu, cum avem aici, ce ni se cere. Un loc vizitat poate sau nu să schimbe starea emoțională a călătorului. Da? Călătoriile pot influența în mod pozitiv experiența de viață a fiecărui individ. Mai adăugăm câteva cuvinte, înfrumusețăm puțin discursul, după care spun așa, din punctul meu de vedere sau în opinia mea, asta practic e ipoteza, pardon, un loc vizitat poate să schimbe starea emoțională a călătorului. E necesar să enunț ipoteza, să vin cu ipoteza. Și mai apoi urmează, sigur, cele două argumente. Aici e obligatoriu să respecte anumite reguli. Unul dintre argumente trebuie să se raporteze la text. Da? Cum putem să facem această raportare la text? Fie identificăm un citat relevant, fie parafrazăm, ne referim la textul respectiv, căutăm un fapt acolo, o cauză. Da? De exemplu, în primul rând, și venim cu un argument pe care să îl putem justifica prin text. Dar e obligatoriu să utilizăm acești conectori în primul rând, în al doilea rând, da? Un prim argument relevant pentru a susține ipoteza de mai sus sau un al doilea argument, un ultim argument. Ideea este ca paragrafele voastre să înceapă așa, pentru a fi punctate. Mai apoi, musai să avem și o concluzie, da? Ori eseu fără concluzie nu se poate. În concluzie, în consecință, da? Și practic reiau ipoteza pe care am lansat-o. În concluzie și reluăm ipoteza, da? Un loc vizitat poate să schimbe starea emoțională a călătorului. Deoarece și argumentăm. Dar e obligatoriu să țin cont de aceste lucruri pentru a fi punctat. Acum, experiență personală bară culturală. Aici ar fi recomandat să faceți, dacă aveți inspirație pe moment cel puțin, să faceți o referință culturală la o carte citită, la o personalitate culturală. Da? Ar fi binevenită mai degrabă decât o opinie personală, decât
ce ați pățit voi, nu știu, în vacanță, nu știu unde. Ideea este că-ți mai apreciate referințele de genul acesta. E bine să fim de acord și în dezacord cu ideea? Putem fi atât pro cât și contra? Da, poți să fii și pro și contra, dar nu deodată. Adică fie te duci pe pro, fie te duci pe contra. Nu o să poți să ai un argument pro și un argument contra, că am mai auzit undeva. Păi în primul argument o să fiu de acord cu ipoteza și în al doilea nu o să fiu de acord. Asta înseamnă practic să te contrazici singur și asta n-are sens. Deci grijă mare la aceste lucruri. Fie sunt de acord de la început până la sfârșit, fie sunt contra de la început până la sfârșit. E bine în ambele situații. Alegeți-vă argumentul în așa fel încât textul suport să vă avantajeze. Pentru că o să observați în textul suport o tendință, da? De a fi sau de a nu fi de acord cu acea ipoteză. Folosiți-vă de ceea ce vă oferă textul suport. Da? E un sprijin, că de-aia se numește text suport. Îl folosiți în favoarea voastră. Și sigur, argumentul 2, da? Va fi de asemenea, ăsta va fi adus de voi în totalitate. În primul ne raportăm la un text. Așa. Deci, fie pro, fie contra, nu le combinați. Nu știu unde am auzit, că e mai bine să ai unul așa, unul așa. Nu, nicio șansă. Nu vă luați după chestiuni. Dar nu au logică, nu? Nu pot să vin, primul meu argument, să-mi apăr punctul de vedere și în al doilea să-l contrazic. Practic, mă contrazic pe mine însumi. Nu reușesc să rezolv nimic făcând asta. Așa, și acum că, uite că se repetă întrebarea. Legat de Ion de Liviu Rebreanu. Păi, ce vreți să vă spun de Ion de Liviu Rebreanu? Este un roman realist obiectiv, publicat la 1920. A fost foarte bine primit de Eugen Lovinescu. Este considerat primul roman modern, da, al literaturii noastre. A fost de-a dreptul o revoluție în ceea ce înseamnă literatura română și maturizarea ei. Se conformează ideilor pe care le promovează Eugen Lovinescu și acum știți despre conceptul de seculum și despre ce înseamnă pentru el sincronizarea cu înalta literatură europeană. Da? Există această tabără a moderniștilor, iar mai târziu va apărea ca reacție o tabără a tradiționaliștilor, a conservatoriștilor, acelor care nu vor o modernizare a literaturii, ci tind spre conservare, spre valorile autohtone. Ei vor sta sub tutela lui Nichifor Crainic și a revistei de la Cluj. Dar ceea ce înseamnă modernism începe, pot să spun așa, cu Ion. Liviu Rebreanu este un scriitor ardelian care mai scrisese și înainte de Ion, mai avea câteva novele. N-au prea fost ele de succes, dar au pus cumva bazele a ceea ce înseamnă Ion. Ion este un roman realist obiectiv, am spus, modern prin construcție, dar din punctul de vedere al tematicii și al subiectului, sigur că descrie tot satul ardelian. Din punctul de vedere al temei, sunt abordate cumva două mari idei. Avem această luptă pentru pământ, da? Este condiția țăranului ardelian versus iubirea erotică, dragostea pe care o resimte Ion pentru Florica. Acum știți pe scurt despre ce e vorba în acest roman. Ion, pop al Glănetașului, este un tânăr muncitor, ghinionist, se naște într-o familie modestă, săracă, aș putea spune. N-ar fi fost atât de săracă, dar tatăl său era foarte cheltuitor din fire și ajunge într-o stare destul de precară. Este adesea batjocorit, luat în râs de oamenii din satul lui pentru condiția sa. E și atunci începe o întreagă frământare. Ion luptă
pentru a își depăși condiția și reușește să pună mâna pe niște pământuri. Cum? Lăsând-o pe Ana gravidă, da? Și sigur că făcându-se de râs, îl ia de bărbat și practic îl va moșteni pe Vasile Baciu. Acum sigur că povestea e mult mai complexă cu tot ce se întâmplă pe aici. Ideea este că în cele din urmă, după ce se va fi văzând cu saci în căruță și cu pământurile, își va dori și iubirea la care a renunțat de dragul pământului, dar când va încerca să le aibă pe amândouă, adică va încerca să o recucerească pe Florica, aceasta fiind căsătorită cu George Bulbuc, George Bulbuc îl va omorâ cu o sapă. Da, e sadic așa un pic, dar asta se întâmplă într-o noapte când se duce la ea, crezând că George e plecat la pădure. George se întoarce, îl găsește, nu știe că, dar bănuia că e vorba despre Ion și îi dă cu sapa în cap. Așa, pe scurt. Bun, acum sigur, vorbim despre realism, este o prezentare fidelă a societății ardelenești. Da? Ni se prezintă foarte frumos culoarea locală, tot ce înseamnă societatea ardeleană. Sunt câteva tehnici foarte interesante aici în acest roman. Avem tehnica contrapunctului, basoreliefful. Deci este o frescă socială veritabilă acest roman. De asta a fost atât de bine primit în literatura vremii. Bun, întrebări concrete la Ion, dacă aveți. Bănuiesc că l-ați citit majoritatea dintre voi. E un roman foarte bun, recomand. E chiar o lectură plăcută. Acum, sigur că gusturile nu se discută, dar mie personal mi-a plăcut ca lectură. Deci, întrebări dacă avem despre Ion. Mădălin l-a citit, așa-i. Bine, bine. Nu? Cum vi se pare ideea asta de a face live-uri lunea? Credeți că ar fi mai bine dacă am muta live-urile în altă zi a săptămânii? Ați avea altă disponibilitate, alt chef, poate? Vreau să comunic cu voi, să știu unde vă încadrați. Ideea este că o să vreau să rezolvăm teste de antrenament împreună, să le dezbatem, să discutăm. Da, și de aceea am nevoie de un pic mai mult feedback. Da, ce poate pica la subiectul al doilea? Aici diferă toată povestea în funcție de textul suport. La subiectul 2, textul suport este unul literar. Și avem mai multe variante. Putem avea text liric și atunci cerința, probabil că o știți, v-ați întâlnit cu ea, să prezentăm relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. Da? Asta ar fi o posibilă cerință. Dacă aveți text epic, text narrativ, atunci de obicei cerința se referă la perspectiva narrativă. Identificați perspectiva narrativă într-un text, sigur, într-un fragment de text la prima vedere. Ori dacă aveți text dramatic, cerința se referă la ce? La didascalii, indicațiile scenice. Rolul didascaliilor.
Astea sunt cerințele care se dau la subiectul al doilea. În teorie ar mai fi da, anumite curente literare, încadrarea unei poezii într-un anumit curent literar, dar știți cum arată subiectul al doilea, adică minimum 50 de cuvinte, ori în minimum 50 de cuvinte nu pot să demonstrez că un text se încadrează într-un anumit curent. E impropriu. Dar astea trei cerințele chiar, astea se dau. Deci astea se dau în ultimii ani, sunt predilecte, sunt cele mai întâlnite. Bun, hai cu un rând de like-uri la acest live. Atâția cât suntem, nu suntem foarte mulți astăzi. Sper că data viitoare să ne mobilizăm mai bine. Așa. Cum să mă apuc să învăț pentru BAC? Mă întreabă BNM. Bun. Să învăț așa eseurile pe de rost. Să fac ulterior să le învăț ca pe o poezie. Bun, acum nu prea încurajez și nu o să încurajez niciodată să învățați pe de rost. Încercați să înțelegeți ce învățați, da? Încercați să înțelegeți ideile și învățați ideile, pentru că din punctul de vedere al cantității e mult mai puțin. Acum fiecare cum consideră, dar nu vă încurajez să tociți, pentru că dacă vă puneți să tociți, se va strânge o cantitate foarte mare de informații. Deci încercați să priviți logic. Luați un marker în mână, marcați-vă ce considerați important și rețineți acele idei. Și porniți de la idei pentru a vă dezvolta propriile enunțuri. Nu e necesar să scrieți cuvânt cu cuvânt pentru a lua o notă bună. Bun, altceva. Hai să mai vedem. Mai avem întrebări? Deci, v-am adresat eu o întrebare. Acum să-mi spuneți, credeți că e potrivită ziua de luni pentru BAC sau vreți să încercăm să ne întâlnim în altă zi? Pentru că poate nu e cea mai potrivită lunea pentru nimeni și poate o altă zi ar fi mai productivă pentru toată lumea. Deci, ce credeți? Răspundeți în comentarii ca să văd. Citesc acum peste 5 secunde, nu mi-amintesc, nu sunt îndrăgostit sau altele. Am înțeles, am înțeles. Așa. Bun, o să încerc să fac și weekendul ăsta ce urmează atunci unul. Bine? Uite, o să organizez unul sâmbătă, o să auziți de el. Și vedem ce rezultate are asta. Am aștept că e greu cu algoritmul, cu toată povestea, mai ales că majoritatea nu primiți notificări. N-am fost foarte, foarte activ pe canalul ăsta în ultimele luni de zile și asta cumva are niște reverberații, dar sper eu că ne punem la punct. Deci, evident, 11 dau simulare pentru BAC. Anul trecut nu, da, n-au dat, da. Ar fi foarte bine să se dea și la 11. Măcar așa o să știe și ei pe unde sunt. Bun, hai să mă întorc la BNM. Ce să fac să rețin mai repede? Păi nu știu, de obicei fiecare dintre noi are o anumită formă, o anumită inteligență mai dezvoltată. Există o teorie inteligențelor multiple. Fie ai o inteligență vizuală mai bună, fie ai o inteligență auditivă mai bună, dar live-ul va rămâne salvat. Ei, încearcă, dacă nu merge cu cititul, încearcă să asculți comentariile și vezi că le găsești pe YouTube în format audio. Încearcă să înveți așa. Poate funcționează mai bine la tine. Ar fi o variantă, dar nu încercați să memorați comentarii, v-am mai spus și vă mai spun, pentru că o să se strângă multe. Și mai aveți și alte materii la BAC? Nu știu, la ce profil ești tu, de exemplu?
La ce profil ești? La uman, la real? Filo. Ok. Înseamnă că mai trebuie să pregătești acolo o istorie și, nu știu, o geografie sau o psihologie logică în funcție de ce ți-ai ales. Deci nu încerca să memorezi, încearcă să înveți logic. Da? Pentru că e mult mai sănătos pentru creierul tău. Înveți ceva, rămâi cu ceva din toată povestea asta și nici nivelul de stres nu va fi la fel. Da? Câteva cuvinte cheie, marchează-ți, ia-ți un highlighter, un marker și gata. Uite, Tudor îți recomandă sociologia pentru a treia probă. Și eu tot la socio am dat, că nu știam ce să aleg. Ori la geografie nu eram prea bine pregătit, sau cel puțin nu consideram că eram prea bine pregătit și ar fi trebuit să mă duc să-mi caut un profesor privat și să fac 15.000 de meditații și până la urmă am rămas cu socio și m-am pregătit singur, fără profesor. Da, te poți pregăti singur, fără profesor la socio. Dacă pică poezie la subiectul 3, avem de ales între doi autori sau e doar unul singur? Depinde, dar în principiu ai de ales între mai mulți autori. Doi, poate fi chiar cerință să-ți permită să alegi între trei autori. Uneori sunt doi, alteori sunt trei. Influență sau... Ok. Așa. Este influențată de Firea, de Gabriela Firea este influențată opera unui autor. La geografie sunt foarte bun. Bine, Madeline. Super. Super. Așa. Da. Varianta pentru cine e la filo, varianta sociologie e calea, nu știu, cel puțin e o materie la care cred că te poți pregăti singur, trebuie doar să-ți faci rost de informații, de materie. Te poți pregăti singur fără nicio problemă la această disciplină, cu un pic de voință și poți să iei o notă decentă, chiar foarte bună. Bun, hai să vedem dacă mai sunt întrebări legate de acest examen, de materia pentru bacalaureat, curiozități, alte cele. Și dacă vreți, o să încercăm să ne auzim și în weekend, să vedem dacă putem să punem lumea la cale sau nu. Oricum, o să vreau să fac săptămânal și o să încep să fac și teste de antrenament începând de data viitoare. Să venim să discutăm lucruri concrete. Cred că ar fi cel mai bine, cel mai sănătos, nu? De asemenea, vă reamintesc că dacă doriți să primiți notificări cu live-urile pe care le organizăm noi, abonați-vă, apăsați clopoțelul, știți povestea, că deja mă satur eu să o spun, dar dacă apăsați clopoțelul, într-adevăr o să primiți notificare în timp real. Dacă vă interesează astfel de live-uri. Bun, hai să vedem. Dacă nu mai sunt întrebări, o să ne oprim astăzi aici cu live-ul și o să-mi iau la revedere de la voi, rămânând să ne auzim fie la sfârșitul săptămânii astea, fie lunea viitoare. Da, bună mă, spune, aștept întrebarea de la tine.
Așa, nu știi cum să-ți împarți timpul, da. Asta este, cred că e veșnica problema omului modern. De mic visez sau mașina mea e tâcă. Bravo! Bun, asta nu e un lucru rău. Carnetul de șofer astăzi e un lucru de care aproape că nu te poți lipsi, adică o să ai nevoie de el cu siguranță. Deci, da, ai nevoie de el. Și mult succes în a-ți-l lua. Bun, eu zic să îți împarți timpul în ce măsură poți tu. Dă cât mai repede proba scrisă, mă rog, scrisă. Proba teoretică la școala de șoferi. Deci învață intens câteva zile, săptămâni cât ai nevoie. Treci peste asta, după aia o să-ți rămână doar condus, unde nu trebuie să te pregătești teoretic, da? Acolo nu trebuie decât să practici. Și după aia concentrează-te pe bac. Altceva nu știu ce să-ți mai spun, pentru că, nu știu, acum ți-ai ales și tu să-ți dai carnetul înainte de bac? O să iasă bine până la urmă, doar că te-ai aglomerat, asta zic. Da, Riga Crypto este și baladă. Este o baladă din punctul de vedere al structurii, al construcției. Acum, asigur că opera în sine este o meditație filozofică, este o alegorie pentru niște idei mai înalte, nu? Este incompatibilitate acolo între două regnuri diferite, un Lucifer întors. Este o mică filozofie în spate. Dar, din punctul de vedere al structurii, da, este o baladă. Acum, nu știu în ce măsură vă mai amintiți ce înseamnă o baladă. Este un text epic care prezintă niște întâmplări ieșite din comun, de obicei. Niște idei exagerate, da? Care tind spre supranatural. Acum, în textul nostru, v-am spus, este o alegorie și nu trebuie luat ca atare, ci trebuie văzut prin filtrul acesta al alegoriei, al metaforei. În poezia Plumb, cavoul poate fi considerat un simbol pe lângă plumb. Da. Sigur că poate fi luat și cavoul ca un simbol. Imediat îți răspund și ție la întrebare. Moara cu noroc intră la BAC. Acum, nu neapărat Moara cu noroc, dar trebuie să ai un text de Ioan Slavici, da? Ori Moara cu noroc ar fi o opțiune decentă. Toată lumea merge pe varianta asta, aproape toată lumea, nu vreau să generalizez neapărat, dar este novela psihologică, realistă, da? Și practic pot să spun că intră la BAC. Ce este realismul? Uite ce spuneți. Răspunde Mădălin. Un curent literar care își propune să-ți prezinte realitatea exact așa cum este ea. Da. Vrea să-ți prezinte realitatea într-un mod verosimil, credibil. Da? Deci ăsta e scopul. Realismul în sine este un curent apărut în Franța secolul XIX. Da? Părinții realismului Balzac și Stendhal și ideea este să oglindească realitatea. Are la bază principiul mimesisului. Ce înseamnă mimesis? Ia gândiți-vă, mimesis, avem mimă astăzi, vrea să mimeze, să reproducă exact așa cum este ea. Vrea să redea realitatea. Ori noi avem toate romanele noastre interbelice pe care le avem de studiat pentru BAC sunt realiste. Da? Adică nu avem texte fantastice, nu avem fabulos, nu ne-am lovit cu așa ceva la bacalaureat. Așa. Bun. Dacă spun că eu nu strivesc ora de minune a lumii aparține modernismului de factură expresionistă, este ok? Este foarte bine. Da. Acum, când spun modernism, spun mai degrabă, bun, îl iau, spun că e un curent literar, dar este un curent literar foarte, foarte generos din punctul de vedere al direcțiilor. Da. Ori expresionismul este o direcție a
modernismului, cum este și impresionismul, și cubismul, și suprarealismul. Și pe varianta asta merge Lucian Blaga, pe expresionism. Și sunt câteva trăsături tipice acolo pe care le întâlnim în poezia, în poezia lui Blaga. Majoritatea studiază Eu nu strivesc corona de minunea lumii. Mai sunt și alte poezii foarte interesante, Dați-mi drum voi munților sau Gorunul, dar majoritatea știu despre Eu nu strivesc corona de minunea lumii. Acum, dacă vorbim despre poezia lui Blaga, trebuie să cunoaștem, să ne punem în temă cu filozofia din spate, cu ceea ce înseamnă metafora luminii, cu cunoașterea luciferică, cunoașterea paradisiacă. Sunt sigur idei care stau la baza liricii blagiene. Bun. Așa. Uite, can we reach 10,000 subscribers? Foarte drăguț numele. Ar trebui să schimb și eu tot așa, nu? Da, n-ar fi rău. Ceva despre povestea lui Harapalb. Ceva despre povestea lui Harapalb. Orice, nici nu contează. Da, Bazmucul de asemenea intră la examen și cum Ion Creangă este de asemenea unul dintre cei patru mari clasici ai literaturii române, da? Avem povestea lui Harapalb. Toată lumea cred că vorbește despre povestea lui Harapalb. Ar mai fi o variantă, povestea porcului, dar n-am auzit pe nimeni niciodată să studieze la clasă povestea porcului. Așa, păi tema unui bazm care să fie? Că am învățat încă prin clasa a 5-a, nu? Lupta dintre bine și rău, ori spre deosebire de bazmul tipic, de bazmul popular, bazmul cult pune mai mult accent pe caracterizarea personajului și avem câteva trăsături de realism aici. Nu putem face o încadrare propriu-zisă în realism, ar fi impropriu, că vorbim totuși despre un bazm. Dar personajele lui Creangă sunt inspirate de persoane reale din Humuleștiul de altă dată, Humuleștiul lui Creangă. Sunt niște personaje cumva deformate, cu ghilimele, cu tot soiul de defecte. Chiar și protagonistul, da, fiul de Crai și mai apoi numit Harapalb, are foarte multe defecte pe care le repară pentru a se maturiza. Practic se urmărește maturizarea eroului pentru ca acesta să fie demn de a-și ocupa tronul, nu? Până la urmă, asta este misia lui, să depășească anumite probe, să se maturizeze, ca la final să fie demn să ia locul lui verde împărat. Și sigur, cu aici avem un caracter de bildungsroman, o maturizare a eroului, avem personaje adjuvante, trăsături specifice basmului, nu? O avem pe Sfânta Duminică, avem celelalte personaje, avem calul, da, psihopomp, este calul care prezintă trăsături antropomorfice, are ale calități și defecte umane și calul. Așa, urmărești procesul de maturizare a personajului. Sigur, despre asta e vorba. De fapt, la baza unui basm stă asta, da? Este drumul pe care îl parcurge eroul. Nu, asta înseamnă bildungsroman. Bildung înseamnă a construi, e verbul a construi. Este un roman de construcție. Adică o poveste în care se urmărește construcția personajului. Ești top, Madalin. Păi Madalin e un vechi prieten, un vechi tovarăș al acestui canal și uite că își face temele cu ghilimele în continuare. Da, v-am mai spus care sunt autorii și sigur câte o operă sau două de la fiecare pe care le puteți alege la bacalaureat. Acum o să salvez live-ul și am un videoclip tocmai despre asta, Delia, pe acest canal. Videoclip pe care poți să îl deschizi. Bine, dragilor, atunci rămâne să ne auzim curând. Poate ne vedem în weekend.
O să văd dacă organizez un live pentru weekend, pentru bacalaureat. Dacă nu ne auzim lunea viitoare, sper să fim într-un număr cât mai mare, da? Vă las cu bine, vă doresc o săptămână faină, numai bună. Spor la treabă. Uite, rămânem la curent. Vedem ce se întâmplă cu simulările, cu testele de antrenament, etc. etc. Eu o să încerc să le rezolv, să postez cât mai mult pe canal, să vă ajut cu acest examen. Seara bună tuturor!